Gata pentru azi. Cât e ceasul, Ilie? 17:36. A lipsit cam mult, bătrânul. 4 ani. Ești emoționat? Mai întrebi. Salut! Dar o să te ajungă, doamne Vlade, ceasul cel amarnic. Părcălabe știi, Polina. Cât este ceasul? 8:25. Și le-am spus să se grăbească. Până mâine vreau să fie închis în mănăstire. Astă fiară! Exact ca și Manole al nostru. Bine ai venit sănătos și felicitări din partea mea și a tuturor prietenilor. Ce faci, Gheorghe? Sănătos? După cum vedeți, mai. Bine te-am găsit, Aglaie! Vai, maestre, dacă ați ști cât ne-ați lipsit! Și sunteți neschimbat! Ba, parcă ați mai și întinerit! Vai, mulțumesc! Vă aștept la masă! Pentru întoarcerea ta. V-am pregătit tot ce vă place, maestre. Ah. Cât e puțin, Aglaie, cât e puțin. Dar de ce, glumiți? Nu deloc. Vai, maestre, dar mai luat. Și... mă scuzați un moment. Poftă bună. Mulțumim. Alo, da? A venit? Mine te prezint și tu. Aduci și dosarele. Nu uita că de el depinde. Bine, dar e umilitor să faci calcule din astea. Pa, că am treabă. Am fost foarte mândru de succesul lucrării tale în India. N-a ieșit tocmai rău. Da, te-a cam istovit? Dacă nu trag într-una la jug și nu curg grâuri de sudoare de pe mine, n-am niciun rost. E drept. Toată viața ai fost robit de munca ta.
La drept vorbind, n-ai știut niciodată că ai doi fii. Un bloc de marmură a fost întotdeauna mult mai important decât noi. Ticăloasa asta de sculptură îți scoate măduva din oase. Ai să vezi și tu. Eu n-am geniu. Ar trebui să te odihnești, tată. Cine? Eu, maică, eu. Nu pot dormi. E cald. Și mă dor osemintele. Și pe tine te doare ceva? Nu, nu mă doare nimic. Nu? Oh. Tare mult ai mai lipsit, Manole. Dar tu nu te-ai schimbat deloc. Numai că am mai murit o leacă. O leacă și încă o leacă și într-o zi, gata, mă isprăvesc. Lasă asta. Tot om mare ești, Manole. Mai scrie la gazete despre tine? Mai scrie. Domnico? Da. Vorbeai de moarte înainte. Te gândești la ea? Se gândește ea la mine. Vine moartea în grădina cu un pahar și cu o lumină. Auzi clopotul cum cântă. Scoală, scoală și l-ascultă. Ce e cu sticurile astea? De ale noastre. Din popor. Ce ai, maică? Manole, te doare ceva, Manole? Ce-i cu tine, băiatul Dadei? Ce-i cu tine? Interdicția de a lucra nu pot suporta. E temporară. Crezi? Vei mai da multe capodopere. La 58 de ani? Mai poți trăi încă 10 de ani, dar acum repaus absolut. Îmi spune, profesore, boala asta este însoțită de obicei de tulburări nervoase, psihice? Există o neliniște specifică bolii, dar care n-are nimic comun cu ceea ce se înțelege de obicei prin tulburări psihice. Ai vreun motiv special să-mi pui această întrebare? Ai vreun motiv? Nu. Iartă-mă. Nu trebuia să te conduc pe aici. Da. Din punct de vedere al organizării nervoase, dumneata, ești unul din cele mai frumoase exemplare pe care le-am întâlnit. Valorile clasice din arta domitale de aici pleacă.
E o interpretare cam prozaică, dar ce să-i faci? Așa suntem noi, oamenii de știință. Și totuși sunt îngrijorat, doctore. Să trăiți. Să trăiți să te mai văd, sau măcar dă-mi un telefon. Ori de câte ori vei avea nevoie. La revedere, profesore! Aici a zis doctorul. Doctorul? Da. A zis că am angor pectoris. Angor. Ca și cum ai spune moarte. Boala se tratează și vine de la latinescul angere, a sufoca. Mulțumesc, știam. Crezi că ai putea să conduci? Da, de ce? Aș vrea să prind primul tram. Am mult de lucru. Dovedește că ești înțelegătoare și cu judecată. Poartă-te ca un... Poartă-te ca un adevărat prieten, Arcadina. Desleagă-mă. Atât ești de nebunit? Mă cheamă. Mă cheamă ceva spre ea. Poate că... Poate că e tocmai ceea ce-mi trebuie. Dragostea unei fetițe de provincie. Ce puțin te cunoști, Trigori. Stop! Pentru stadiul în care ne aflăm, ce să zic, merge. Mulțumesc. Mă întorc repede. Transmite salutări și din partea mea. Regia e acolo? Da, maestre, da. Vlad. Da? Poți să-ți văd atelierul? Mai întreb? Cum te mai simți, maică? Bună ziua! De ce nu stă bătrâna în căsuța ei ziua? E soare mult și la vârsta ei... Dacă ați ști cum vă aștepta. E Cristina, maestre, nu mai cunoaște? Uite cum a crescut. Bravo! Treci în gata. Maestre, Cristina v-a pregătit și o surpriză. A fost ideea ei. Ce anume? Vino, Cristina. A strâns din presă tot ce a apărut despre dumneavoastră de când ați plecat și până acum. Maestre, știți la ce m-am gândit? Cristina tot e în vacanță, așa că ar putea face pentru dumneavoastră, cum s-ar zice, serviciu de secretară. Ce spui, Cristina? Aș fi foarte bucuroasă să vă fiu de folos. Stai jos, te rog. Da, mulțumesc. În ce clasă ești? A 12. Da? Iar astea du-le în pod pentru șoareci. Sau pentru criticii de mai târziu. Man! Man! Ce bine că te văd, Claudia. Nu mai aveam răbdare. Bună ziua. Bună. Am îmbătrânit rău? Hm? Grozav, ți-am simțit lipsa. De asta n-ai venit la gară. Scene? Atât de repede? Știi că mi-ai fost dragă întotdeauna. Și că, de fapt, singura femeie din viața mea ai fost tu. Ești delicios, man. Numai eu îți cunosc vreo 20 de mari pasiuni și nenumărate alte intermedii.
sigur că am păcătuit uneori. Dar faptul că am rămas totuși legați dovedește că ai continuat să mă iubești. Ăsta e blestemul vieții mele, Man. Sigur că te iubesc. Pe dracu! Am văzut-o eu la braț cu un bărbat bine. Râdea păcătoasa. Părea fericită. Mamă, da! Șt! Am promis să nu întârzi mult de la repetiție. Trebuie să fug. Dar nu serviți nimic? Bună ziua, Gheorghe. Salut, Luna. Viu imediat. Aștept. Man, ai grijă de tine. Vino să mă vezi jucând ce Sonia. Rolul mă avantajează. Sper! Ce Sonia? Ai urmărit până la capăt o foarte stranie tragedie. E timpul ca pentru tine să cadă cortina. Fericirea e generoasă. Nu trăiește din distruge. Trebuie să ne grăbim, scumpa mea ce Sonia. Trebuie să ne grăbim, fiindcă timpul ne dorește. Ne dorește timpul. Și tu. De asemenea, și tu ești vinovată. Dar a ucide nu-i soluția. Helicon! 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 Ce grea e noaptea asta. Noaptea asta e grea ca durerea omenească. Caius! Caius! Ia seama, Caius! Helicon! Caius! Ia seama, Caius! Ferește-te! Helicon! În istorie, Caligula! Să ne căsătorim, Claudia. Vrei? Nu, Man. Ai pe cineva? Poate. Un capotin. Spune-i să-și facă bagajele. E un om foarte cinstit și bun. Asta-l onorează. Începe, Claudia. Este singura încheiere firească a legăturii noastre. Și băieții? Ce or să spună? Or să creadă că e nebunit. Ei, de ce? Nu era să le mai fie odată mamă?
Nu, Man. Nu. Dar de ce? E urât din partea mea că insist. Dar sunt... obosit. Mi-e frică de singurătate și de... Și crezi că numai eu te pot ajuta? Dragul meu, drag. Dansăm? Acum? Știi ce o să facem, Man? Peste o săptămână iau vacanță. Renunț la mare și vin la tine la țară. Mă invit? Și crezi că asta rezolvă ceva? Mai întrebi? Nu sunt eu ta, sor de șarite? Bine, bună seara. Bună seara. Ah, profesorul Dimitriu, bună seara. Nu știam că v-ați întors. Da, m-am întors de câteva timp. Felicitări. Cariera științifică a lui Toma se conturează limpede. Știu destul de vag. Toma e modest și... Așa e, însă profesorul Arnold mi-a scris mie. Îl invită în continuare în colectivul lui de cercetători. Într-un fel sunt și eu mândru. L-am avut student. Vă mulțumesc, frate. La revedere. Bună seara. Să rămână. Bună seara. Drăguță, Claudia Roxan. Da, se spune că o să se mărite cu un inginer. Sau așa ceva. De la o anumită vârstă și actrițele au nevoie de un sprijin. Încă mine. Cum, tu n-ai știut? Alo? Alo? Tu ești. Unde ai fost, Claudia? În baie. Am avut o apă așa de fierbinte, încât mă simt ca un rac fiert. Dar miros bine. Lasă asta. Te-am căutat toată seara. Și eu te-am rugat să nu ne vedem în seara asta. Bine, bine, dar ce s-a întâmplat? Tu știi că eu fac întotdeauna ceea ce simt nevoia să fac. Nu am ca tine un calculator în loc de cap. A, cunosc teoria. Trăirea spontană. Uite ce e. Haide, să nu ne certăm. Să o amânăm pe mâine. De ce oare oamenii pretenția ca absolut tot ceea ce faci să fie pe placul și pe gustul lor? Pentru că atunci când iubești pe cineva, vrei să-l și înțelegi. Ori tu spuneai că ții la mine. Țin și acum. Dar la câte nu poți ține, la o carte, la o rochie, asta nu înseamnă că te legi pe viață de ele. Dar e stupid. E stupid. Te-am jignit cu ceva? Mm. Ori poate... ai găsit pe altcineva. Poate. Și dacă sufăr, îți pasă? Aseară să știi că făceam pe nebuna. Dar n-am dormit toată noaptea. Așadar regreți. Da. Dar acum nu pot proceda altfel. Ce-i cu tine, mă? Ce citești? Un volum de Poe. L-am găsit la Vlad. Îți place literatura asta de tenebre?
Viața nu-i în întregime veselă și frumoasă. Tocmai de aceea, funcția artei este să afirme și să ordoneze, nu să nege și să dizolve. Și totuși ce frumos e, ascultă. Cristina? Da, imediat, maestru. Termină mai repede și vino. Ai auzit? Da, da. Man, ți-aduce aminte? Săptămâna trecută mi-ai făcut o propunere. Da. Apropo, tu chiar refuzi să te măriți cu mine? Refuz. Pentru că gestul mi se pare deprisos. Ce vrei să spui? Că de fapt eu nu mai exist pentru tine, Man. Sunt doar umbra a ceva ce a fost. Cu actorii ăștia nu știi niciodată pe ce lume te afli. De ce taci? E adevărat. Tu ce faci aici? Te crezi pe scenă? Îmi joci un rol? Hm? S-ar putea să joc puțin, Man. N-am dreptul să-mi scriu și eu odată rolul. Ce mult... ce mult te-am iubit, omule. Am terminat. Rămâi, Cristina. Ce e ăsta, un articol? Da. Cum a rămas? Trimite-i după el sau... Nu, poate duce mâine, Vlad. Mm-hmm. Vlad? Vlad! Hai, Cristina, reia-ți odată locul, te rog. M-ați chemat? Da, fii bun. Mâine când treci prin oraș, lasă și articolul ăsta la redacție. Ia stai în profil. Stai în profil, dragă. Așa. Dreaptă, dreaptă. Așa. Să ți se vadă semni. Că nu i-ai urât pe cuvântul meu. Tată, tu ai observat ce... Vlad! Man, o glumă grosolană și atâta tot. A îndrăznit cumva să se lege de tine? Se crede superior tuturor. Chiar și... Chiar și? Nu pot să-l sufăr. M-a zis să desenez. E ca un mister nedeșifrat. Și are o carnație de fruct care nu și-a pierdut complet verdeața. Ai observat, Claudia? Da, observ. E o clipă fugară în frumusețea unei femei. Întoarce puțin cap. Mai sus bărbia. Uite ce linie grațioasă are gâtul. Ai observat? Nu mai vreau! Ce sunt eu, obiect? Nu vreau să mă studiați, să mă analizați așa, nu mai pot! Ce sunt isteriile astea? Mă întreb dacă intră într-adevăr naivă sau face pe proastă. La revedere. Ce vrei să spui? Ghicește și tu, Man. La 18 ani ești un mister nedeșifrat. La 40 te distrezi fabricându-l. Ai venit. Scuză-mă. Te așteptam. Bun. Limpede formulat. Apologia puterii creatoare a omului. Triumful rațiunii, noul Adam. Filozofie învechită de predicator umanist. Dar n-ai dreptate, Vlad. El susține că arta, fie ea clasică sau modernă, este înainte de toate. Da, nici dumneata nu înțelegi nimic din spiritul adevărat al timpului, îmi pare rău. Uf, ce cald e și astăzi. Da? De ce nu spui mai bine că te plictisești? Nu, nu mă plictisesc. Aș putea să stau așa toată viața. Nu-ți cer chiar atât de mult. Știți?
Aveți atâtea feluri de a privi. Uneori vă uitați la mine ca prin sticlă. Alteori... Alteori? Ca acum. Aveți un fel de a mă privi pe care eu nu pot să-l înțeleg. Îmi vine să o iau la fugă sau să... să vă sărut mâna. Atunci mai bine fugi. Cristina. Maestre, o caut pe Cristina. E la lac. Da? Da. Încă o armama de frumoasă. Ah, am uitat. Au sunat de la televiziune și eu nu știu ce să le spun. Rămâi, Man. Mă duc eu. Cred că e pentru mine. Fata asta e nebună după apă. Este o expresie foarte reușită a esențializării formei în sculptura ambientală. Dar de când ai devenit tu sensibil la așa ceva? Cum de când? Întotdeauna, dacă se înscrie în frumosul și în adevărul lumii. Știi, Claudia, ce-ar fi ca după ce terminăm imprimarea să dăm o fugă până la Măgura? Numai să nu te obosească redactorul emisiunii. Fii liniștită. Când spui ceea ce gândești, nu obosești. Efortul începe atunci când gândești una, dar spui alta, ceea ce nu se întâmplă cu mine. Camera 1, deplasează-te către stânga, prim plan la camera 1, bine, așa. Stimați telespectatori, suntem bucuroși să vă prilejim reîntâlnirea cu o serie de personalități ale vieții noastre cultural-artistice. Sunt prezenți în studio 1 al televiziunii criticul Adrian Horia, sculptorul Manole Crudu, pictorița Lidia Ludescu și folcloristul Ion Duruș. Platoul 2, Megheseu, mergi. Iată, tu ești întreg lumină la care îmi zvânt durerea. Urc crengi, dau flori, rotesc. Chiar gheața ta mi-e hrană. În taină o îmblânzesc, ea-mi ține duhul proaspăt și inima virgină. Și umbră, în tot locul de tine alături sunt, căci umbra e ecoul luminii pe pământ. Eu cred că lumina artei este semnul puterii omului asupra haosului și asupra morții. Nu mai poți lucra pentru că ești bolnav. Mai bolnav decât mi-ai mărturisit. E așa? Te uiți în jurul tău și descoperi că ești singur. Și vrei să te sprijini de ceva, dar nu găsești nimic. Ți-e teamă, ți-e... E uimitor ce intuiție ai. Uneori mi se pare că nimic nu mai există în jur. Mă cuprinde o neliniște cumplită și deodată... Man! Totuși nu sunt nebun. Mă controlez. Dar în clipele acelea de spaimă, când totul fuge, când totul se destramă, eu nu mai sunt eu. N-am fost niciodată bolnav, nu m-am gândit la moarte, crezând că mâinile astea care au plăsmuit atâta viața, au învins-o, au conit oferindu-mă de ea. Și deodată... Vinu Petku. Să română. Ne duce la loc unde lucrează Vlad. Aici, vă rog. Das müssten wir auch besichtigen, nicht wahr? Das wäre nicht schlecht.
Da. Salut! Noroc, măi! Am ajuns. Sărmâna, bună ziua! Acolo lucrez eu și aici Vlad. Bună ziua! Îți mulțumim foarte mult! Nu e rău. Dar Vlad unde e? E plecat la masă. Ia te uită, nu mai avem loc de cruzul nici aici. Hai mă, nu fi nedrept, mă, e mare, mă, e bun. Îți cunosc atelierul și am vrut să văd și ce faci tu aici. Și? Cred că nu te-ai găsit încă. Aș putea ști mai exact ce nu-ți place la mine. Fără menajamente, da? Nota de diletantism. Și ai 30 de ani, Vlad. Mulțumesc. Stai, Vlad, stai! Să dăm naibii trecutul. Și să lucrăm cot la cot, ca meșterii de altă dată. Nu înțeleg prea bine. Vreau să realizez zburătorul. Ai văzut proiectul? Da. De 10 ani mă gândesc la el, e gigantic. Eu nu mai am putere să lucrez, știi doar. Pe când tu ești tânăr. Aș sta lângă tine, ți-ai face și tu o ucenicie solidă. Ce zici, nu-i grozav? A? Ba da. Dumneata, capul și eu unealta, nu? De ce? Nu-ți place proiectul? Ne contest un fel de genialitate, așa ca unei forțe naturale, da. Dar nu-mi place. Arta dumitale în întregime nu-mi place. Chiar dacă aș vrea să lucrez cu dumneata, n-aș putea. Am altă concepție despre artă. Pe dracu! N-ai nicio concepție! Nu ți-o fi plăcând predica mea? Dar sculptura mea stă, pe când a ta e ca o bâlbâială care încearcă să imite vorbirea. Perfect, bâlbâială. Nici nu știi ce bine ai nimerit-o. Îmi bâlbâi neputința. Dar un zi mai curat și mai cinstit, trăind așa, decât simulând credința în mitul dezumflat al omului. Și nu o să scultez burători și adolescente, să prefer să mă bâlbâi. Înțelegi? Să mă bâlbâi! Lasă-mă! Să mă bâlbâi! Idiotul. Mai Vlade, mă. Că tare mă mai dor osemintele. Știu, nu te mai văicări. Și ție ți-a fost rău. De unde știi? Atunci mă cauți, când ți-e rău. Și numai noaptea. Și lor le-am spus asta. Cui lor? Bătrânilor mei. Zice mămucă, hai, hai, fată. Mai strânge-te odată de pe drumuri, că s-a înnoptat. Nu pot. Nu pot că s-a întors Manole acasă. Eu l-am alăptat. Eu l-am purtat în brațe. Eu l-am învățat să meargă. Dar nu se supără, că pe urmă vin iari. Eu nu știu cum de nou obosesc. Da, da, nu te culcă, hai. Hai. Vezi? Vezi? Iar mă alungi. Ei. Ei. Și spune Aglaie să-mi dea lapte, să nu-mi dea altceva, că nu pot să mestec. Pe unde umbli noaptea? Am fost la scăldat. Acum? Da, mama nu știe. Mai rămâi, Cristina. Ești ca o statuie, iar statuile au glasul lor pe care eu îl aud. Asta înseamnă că m-auziți și pe mine când tac? Atât cât trebuie,
cât am curajul să știu. De ce a spus? Ce? Cât am curajul să știu. Pentru că eu sunt un om bătrân, Cristina. Iar tu ești un copil. Bine, dar eu mi-aș da și viața pentru dumneavoastră. Acum, de ce tăceți? Cristina, tu însemni pentru mine mai mult decât îți poți închipui. Pentru că tu, prezența ta, e viața. Înțelegi? Ce bine! Ei, și n-aș fi primul bătrân nebun. Compania Pan American, din direcția Frankfurt, a aterizat. Dar de ce să nu las singură, maestre? Cristina nu seamănă cu tineretul din ziua de azi. Ea nu e o zvânturată. Și până eu cred că idealul ei de bărbat nici nu e unul tânăr. Doriți ceva, maestre? Bună, man! Am întârziat? Nu! Știți, doamnă, am vrut să-mi trimit fetița la munt. Dar dacă maestru nu se poate lipsi de ea, ca secretară, nici vorbă nu poate fi. La vârsta asta, copiilor nu le strică să schimbe puțin aerul. Cum ați uitat? La doua a început interviul dumneavoastră. Mama! Nu înainte să dăm o ultimă întrebare maestrului Manole Crudu. Credeți că lucrarea din străinătate poate fi considerată o nouă etapă în creația dumneavoastră? Da. Am dobândit o mare experiență. Atunci când ai eșecuri și chiar dezastre, semnul bărbăției este să treci peste ele. Și mai important este ca atunci când ai succese și satisfacție, să nu uiți că arta este o continuă întrecere cu tine însuți. Că trebuie să te depășești mereu. O întrecere care nu încetează toată viața. Aici se încheie, Stim. Ah, ce proastă sunt, să pierd eu interviul. O pierdere ireparabilă. Cine o fi venit? Mă duc să văd. Maestre, ați arătat extraordinar. Toma! Toma! Vai, nu-mi vine să cred. Când ai venit, cu ce? Cu avionul, acum jumătate de oră. Nu te așteptam încă. Am putut scăpa mai devreme. Bine ai venit. Da. Vlad? Ne-am cam ciondănit. Poate le faci tu să revină. Dar pe mine nu mă îmbrățișezi. Cred că ești cea mai izbutită creația mea. Care peste o săptămână împlinește un sfert de secol. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Să ridicăm acest pahar pentru fostul coleg și veșnic prieten care duce faima școlii noastre în lume. Și după cum a început, sunt sigur că va sfârși pe soclu ca statuie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragii mei. Și vă promit să nu vă înșel așteptările. Acum vreau să am o adevărată vacanță
și să mă bucur de ea împreună cu voi. Noroc! Am o surpriză pentru toată lumea. Pentru o fată. Cristina! Si! Dansează toată lumea! Frumoasă pereche faceți! Pauză de masă! Gheorghe! Mare meșter ești la aranjamente! Vlad e în primul rând un mare sculptor! Acum s-a oprit. Cu ce vă putem servi? Cu ce ai mai bun? Vine, vine! E drăguță fetița asta. Da, dar total insignifiantă. Mama, ce-i mai bun pentru maestru și pentru ceilalți prăjituri? Știi, Claudia, de câteva zile n-am mai trecut prin stările acelea. În fond, ăsta e lucrul cel mai important. Mai important decât ce? Nu știu. Mă simt din ce în ce mai fără rost aici. Chiar ridicolă. Ridicol e să faci complexe la vârsta ta. E prima grosolănie care o aud din gura ta. Iartă-mă. De fapt, cred că nici măcar nu te mai iubesc. Nu mai am în mine decât milă. Pentru mine, pentru tine. Îți mulțumesc pentru milă. N-am nevoie de ea. Man! Maestru nu e aici? Nu. Și-a îngăduit să lipsească o clipă. Am întrerupt cumva o scenă de confidențe? Joc cu consecvență rolul intrigantului în teatru. Da, ai un cap foarte potrivit. Asta m-a făcut să am și un caracter foarte prost. A trebuit să mi-l adaptez capului. M-a năucit căldura. O citronadă rece? O citronadă rece? Da, dragă. Și dumneavoastră? Dacă tot te duci. Are picioare frumoase. N-ai pic de discreție în apetiturile tale. Pornirile ascunse la altora sunt mult mai urâte. Iar inventezi? Beata, știi foarte bine că nu inventez nimic. La sfârșit. Nu insist. Insist însă să-mi acordați un dans. Insist. Vlad, chiar îl urăști? M-am întrebat de multe ori. Oricum mi-e neplăcut să fii jumătate din cineva. Jumătate impură și sterilă. Poftiți, e prafată. E frapată. Ia oprește puțin. Gustă-te întâi. Vreau să văd dacă nu mă otrăvești. Ce să fac? Nu glumesc. Gustă. Poftim. Unde-ai sărutat paharul?
O, bunule Spitzer, ce repede lucrează băutura ta. N-a fost de ajuns o sărutare ca să mor. E? Corect. Teatru! 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 Fără drame, băieți. Hai bine, da. Am venit, copii! Vârdie! Aici sunt! Datez? Mai întreb? Nicio vină că își trăiesc viața de parcă eu n-aș exista. Da. Drama e numai în mine. Când ai să înveți să nu mai întârzii? Un avertisment. Hai, 45. Ai văzut la odorosule? Da, dar când înnoți craul, scoți brațul ca un catar. Unde ai învățat asta? Mai bine ca tine, na! Geamiule, să vezi acum lovitură! Dansează dacă ai curaj. Lasă dansul. E 12. Sergio, te schimb. Îți dau un sfert de oră, bine? Valabil. Toma! Tu știam că stăți aici. V-am deranjat cu țipetele noastre? Nu, plecați undeva? Da, la meci. Mâncăm în oraș și după aia seara mergem pe unul. Cristina nu este obișnuită să iasă seara. Ce retrograd ești, tată. E cu o scongeamită fată. Și de altfel merge cu mine, nu? Cine-i? Eu, Toma. Ce faci, ai nebunit? Hai, deschide, Vlad! Vlad! Bună. Bună. Ce e asta? Salut. Hai că doar n-am venit să te luăm cu forța acasă. Vii cu noi la meci? Nu mă interesează sportul. Hai că nu ți-aș strica. Prea ești crispat. Chiar și că vrei să pari vesel. Ce vrei tu să spui, mă? Exact ce am zis. Bătrâne, e ceva care nu merge? Se pare ție. Te rog. Dar ce? Nu vii totuși cu noi? Nu. Nu? Acum nu! Bine. Hai. Ce faci? Te plictisești? Nu. La meci cu o celebritate. Hai,
Ce? O celebritate! Toma, nu-i așa că vârsta asta mea se cheamă vârsta idioată? Ai depășit-o, Buță. De ce întrebi? Mi-a intrat o idee negioabă în cap. Eu sunt o femeie pervers. Se poate? Dar de unde pot veni ideile? Nu mi-ai spus că ai de gând să te reapuci de lucru. Prefer să mor spunând clipei că e frumoasă. Și clipa miraculoasă, cine o va reprezenta? Statuia Cristinei? Nu va fi nicio statuie a Cristinei, de câte ori se repet. Am nevoie de tinerețea ei pentru zburător, așa cum îl văd acum. Te repeți, mă. Dar tinerețea a fost întotdeauna tema mea preferată, o idee fixă, dacă vrei. Nu te-am provocat la o controversă estetică. Ești de rea credință. În ceea ce spun? În ceea ce eviți să spui. Nu te știam laș. Ai dreptate. Am fost lași. Iar ceea ce se întâmplă este de neexplicat. Uite o scrisoare de la sculptorul norvegian. Trebuie răspuns. Da, da? Asta e factura de la gaze. Asta e pentru tine. Uite, de la ambasada Belgiei, mamă. Cum au fi la recepțiile astea, mamă? Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Păi, tu te știi cu cineva să te ducă. Cu cine? Cu vreun ministru, nu? Ce-ar mai râde Toma? Da? Și ce-ți mai spune ție, Toma? Ce să-mi spună? Că nu citesc când de ajuns. Și că o să rămână incultă. Dar curte nu-ți face ție, Toma? Cine, Toma? Curte? Ia te rog, știi? Acum eu n-am nimic împotrivă, numai să nu se supere maestru. Știi cât ține la tine. Dar știe că l-ador. Da? I-am spus-o chiar în față. Și el ce a zis? Tu ești viața. Așa a zis. Bravo! Asta e urgent. Nu crezi că ar trebui să conduc eu prin oraș? Ce-ar fi să trecem pe la Vlad să-l luăm și pe el? Mhm. Dacă nu ajungem cu asta într-o jumătate de oră, stai, atunci... Stai, luați-vă el, taxi. Intră! Poftiți. Ah, ce bine că ai venit, Toma. Tu totdeauna vii când trebuie și unde trebuie. Nu vrei să ne dai o mână de ajutor? Ba da. Ne duci cu mașina până la... La fond. Exact. Da. Hai cu grijă, Ștefan. Hai că într-un sfert de oră ești înapoi. Aha. Sunt fericite stele să nasc unii oameni. Tânăr, frumos, capabil. Și pe fratele tău ești invidios? Da. Fiindcă lui Toma i-a dat lumina, mie doar tenebrele din lumea ta. Ce știi tu despre tenebre, Vlad? Știu. Știu că în fiecare din noi există o zonă de fund, obscură și nedefinită. Ți-aduce aminte gravura lui Goya? Somnul rațiunii naște monștri. Nu atâția monștri, Vlad! Bine, tată, dar dumneata nu crezi în monștri, nu-i așa? De ce m-ai scos? Hai, spune, tată, te rog, eu spune! Ei, da, eu nu vreau să dorm! Și asta a fost totdeauna rațiunea ultimă a artei mele, să fie trează. Eu așteptam de la dumneata un răspuns viu! Și dumneata îmi ție o predică. Dacă înțelegi, atunci... Ce să înțeleg, tată? Viața merită să fie iubită tocmai pentru că ne-a făcut oameni. Și nu pietre sau șacali. Tată, eu cred că dumneata ai dreptate. Am ajuns la concluzia că nu sunt decât un diletant care habar n-are de nimic. Așa că de două săptămâni am renunțat la sculptură. Nu sunt decât un ratat și nu am niciun rost. Să-ți mai spun ceva. Să știi că am renunțat să te invidiez.
pentru că acum te urăsc! Dar chiar crezi că n-are talent? Nu. Are mult mai mult decât alții. Dar e intoxicat de literatură și de obsesia originalității. La 30 de ani să te descoperi inutil. E o adevărată tragedie. Selecționat mii de exprimări. Mă duc să mă învățesc. Așteptă. Odinioară, cei care nu-și găseau drumul lucrau sub conducerea sau chiar sub semnătura maestrului. Te referi la Vlad? Și la Vlad. Ce plăcere să vă revăd. Felicitări. Mulțumesc. Ce de neînțeles mi se pare lumea asta. De ce? Nu știu, e doar o părere, dar nu ți se pare că pentru setea și mijloacele formidabile de cunoaștere ale științei, universul artei a rămas prea strânt? Cum tu nu mai ești sensibil la Rembrandt, la Phidias, la Bach? Da, numai că operele lor vin Manole, spre mine... Nu te-am văzut de când ai sosit. Să trăiți, maestre. Bună. Bună, Toma. Cum îți spuneam, operele lor vin către mine dintre... Fii dragă. Da. Manole are probleme cu inima. Se poate, dar nu arată rău. Cu bolile astea cardiace nu știi niciodată când... Ceea ce fac eu ți se pare neimportant? N-am spus asta, dar... Poate am devenit eu mai puțin sensibil la artă. Iată-mă renegat și de celălalt fiu al meu. Ca regele Lir. Ce satisfacție ar avea Vlad să te audă. El care pretinde că ești urmașul meu spiritual. Are dreptate, tată. Numai că dacă ai avea 25 de ani, cine știe, poate că și dumneata ai fi biolog sau inginer genetic sau cibernetician, nu sculptor. De atâta importanță unor chestiuni de gust personal. Ești un artist mare, tată. De ce mă măsurați așa? Cât ai în talie, fetițo? Eu știu, 63 mi se pare. De ce? Sunt prea grasă? Ei, lasă că după 30 de ani te îngrași și mai mult. Până la 30 de ani mai am și pe urmă la 30 de ani ești deja un om bătrân. Adică nu mai ești așa tânăr. Ce de gând să faci la anul? La ce facultate te înscrii? Dacă aș ști. Poate că te măriți. Tot trebuie să am o meseria mea. A trecut vremea casnicelor. De ce? Dacă te-ai mărita cu un bărbat în vârstă. Cu un bătrân? Și ce să fac, să-i pun ventude și să dorm în pat cu el? Există și bărbați în vârstă plini de farmec. Și... Uite, la toamnă am să joc într-o piesă de Cehov, Pescărușul. Acolo e vorba tot așa de o fată care se îndrăgostește de un bărbat în vârstă, un artist celebru. Și cum se termină? Scriitorul are o veche prietenă, o actriță. Rolul ei am să-l joc eu. Cu fata se distrează, o nenorocește, râvnește numai la ea. Așa cum a râvni la prima roșie sau la primul sparanghel.
Dar trufandalele trec repede și se transformă în ciorbe și bulion. Cum adică? Dumneavoastră chiar credeți că o fată de 18 ani nu e decât un sparanghel? Încercam doar să-ți explic de ce un bărbat matur nu poate iubi o adolescentă. Dragostea adevărată presupune comuniune de gânduri, respect, înțelegere. Da. Sunt niște îngânfați. Cine? Bărbații ăștia maturi. Ce adică, ce cred ei? Că noi n-avem suflet, n-avem cap, n-avem probleme. Ehe, câte probleme avem. Și complexe avem, să știți. Fetele de altă dată erau niște naive, fericite. Cristina. Da. Maestru spune că pomul ăsta, așa cum e, cioplit de vreme, este mai trainic și mai frumos decât tot ce a ieșit din mâna lui. Da, da, se poate. Eu așa l-am apucat. Și m-am mucat tot așa. Cine știe de când își duce bătrânețele pe aici? Gheorghe! Gheorghe! Stai, Dana. Iubești chiar atât de mult? Nu știu dacă asta se numește dragoste. Ce ai găsit la ea? Nu știu. Dar nu mă pot opri. Da. Man, de ce oară nu pot să te urăsc? Nu. Nu-mi răspunde nimic. Să pretextez că am primit un telefon urgent. Te-ai hotărât? Pleci. Nu-i așa că sunt umbrafa? Ești o femeie extraordinară. Totdeauna m-ai răsfățat. Lasă, Gheorghe. Tu ia cu stea în frunte. Hai să te duc o bucată de drum. Merg până la o cumătră. Nu mă glas, mai să vorbești. Cine-i necoliștit? Maestre, de ce sunteți trist? De ce nu-mi răspundeți? Cristina? Da. Tu ești aici, da? Da. Tu ești lângă mine? Da. Nu, vă rog, vă rog, asta nu trebuie. Cristina. Nu, nu trebuie! Nu. Cristina! Se destramă în jurul meu.
Dadă! Dadă, nu-i nimeni acasă? Bună seara. Gheorghe! Tată! Dar de ce nu v-ați așezat la masă? Poate că n-ați mâncat nimic. Luați! Luați, serviți! Nu, stai tu și mănâncă. Mie nu mi-e foame. Mi-e urât singur. Și zi așa. Poarta de la poștă ți s-a tras. Da. Cât am fost poștaș, am bătut la multe porți. Unele îngrijite, altele lăsate în voia sorții. Știam cine-i gospodar și cu dragoste de frumos, fără să-i trec pragul. Dar dacă nu erați dumneavoastră să mă învățați lasul lemnului, degeaba îndemânare dacă nu-i știință. De-aia eu pentru dumneavoastră. Nu, lasă, Gheorghe, lasă. Ia spune, nu ți-e ură singur? Apoi, dacă mi-a murit nevasta și băieții îmi sunt departe, am rămas cu ciopliturile. Să-mi îngrop urât în ele. Și să-mi aștept sorocul. Așa e regula. Să-l aștepți. Și să-l întâmpin cum se cuvine. Ai cioplit vreodată în lemn chipul morții? Vai de mine. Asta-i curată nelegiuire. Viața e viață. Moartea e moarte. Nu se cade să le amesteci. Calci legea. Nu s-a întors. Nu. Dar tu cum de nu l-ai văzut? Nu știu. După ce plecam, am dus și am făcut o baie și prom am dus la mine în cameră. L-am lăsat pe terasă. Nu fi umblând. Știa că n-are voie să obosească. Era supărat. S-ar fi supărat atât? Discuția cu mine? Poate că are alte supărări. Supărări? Cu Vlad? Nu mă întreba. S-a dus, s-a evaporat. A dispărut. Uite, văd că și mama întârzi. Parcă s-au înțeles cu toții să ne lase singuri. Toma, tu crezi că mi-ar putea să-mi facă cineva curte? Da, așa, serios. De ce taci? Mă uit cum e stelele. Una câte una ca niște semnale. Toma, tu continui să faci poezii. Nu, da. Mă gândeam că peste puțin timp voi fi la mii de kilometri de aici. Poate pentru ani. Și n-am să mai văd cum se ivesc stelele deasupra a lacului, a plopilor, deasupra capului tău. De ce plângi? Nu știu ce-i cu mine de m-am zăpăcit așa. Ach, ce bine ar fi dacă aș putea să ridic brațele și să zbor, să mă duc departe, departe și să nu mai știu de nimic. Uite,
până la norul ăla de acolo. Să mă duc și să mă topesc în el. Și să nu mai știu nimic, nimic, nimic. Cristina! Dacă mi-ai trage două palme, poate că m-aș limpezi și aș pricepe ceva. De ce ai făcut asta? Pentru că te iubesc. Tom! Și ce-i cu dumneavoastră? Plecați de aici! Eram îngrijorați, Cristina și cu mine, tata. Plecați de aici! Lasă! Cristi, tată! E rogodnica mea. Nu mai vreau să vorbesc nimeni. De ce? Ai nevoie de o explicație? Am înnebunit, Martin. Tată! Am înnebunit! Liniște, ești mulțumit? Vrei să te distrugi? Ce facem? Mă întorc imediat. Tată! Tată! Dă-te ia calabală cu ăsta. Te instalezi aici la ușă. Da, nu lași pe nimeni să intre. Numai tu ai să vii la mine. Bine, maică. Cum poruncești tu, Manole? Ce-i cu tine? Cristina, mamă, ce ai? Ce s-a întâmplat? Ce ai, mamă? Cum să-i spun eu asta, mamă? Eu-l iubesc ca o fică. Da, mi s-a părut așa. Mi s-a părut. E nebună, nu? Să nu tulburăm somnul rațiunii, să o lăsăm să doarmă. Cumva lapte? Da. Da, băiatul, Dadi. Îmi sună în creier. Și ce-i de făcut? Nu știu. Nu știu, dar trebuie să-l văd neapărat pe Vlad astăzi.
Silvia! Silvia, nu știu că-l pot găsi pe Vlad. Ștefan, du-te tu și caută-l pe Vlad. Un moment. Bună, salut. Imediat. Ce-i, domnule, veniți să mă spionezi? Termină cu prostire. Păi zice atunci. Tata s-a apucat din nou de lucru. Se distruge. În seara în care a început am crezut că trece printr-un acces de nebunie. Și l-ai chemat un doctor? Sigur că am chemat. Dar l-a dat afară cu atâta luciditate încât m-a crezut pe mine nebun. O să vin cât pot de repede. Acum uite și tu ce e aici. Nu pot. Hai mai repede. Hai, Vlad, treci. Da. Haideți, acum. Intrați în scenă. Hai, intrați. Așa, așa. Azi avem relaș. Sunați mâine la numărul acesta. Aflați programul Claudiei Roxan. Mulțumesc. Pentru puțin. Sper că rămâi măcar câteva zile. Trebuie să facem ceva. De ce nu m-ați anunțat de la început? Cum s-a întâmplat, Toma? Și Cristina? A fost bolnavă. Dacă ai putea să stai puțin de vorbă cu ea. Se ferește de mine în ultima vreme, nu știu de ce. E în stare să rezolve și cuadratura cercului. Dar o problemă de logică elementară îl depășește. Cristina o să-și revină. E tânără. Mai grav, e ce se întâmplă cu tata. Nu înțeleg de unde găsește forța să lucreze 15 ore pe zi. Tăind în piatră, nu modelând. Bine, dar asta e sinucidere curată. Și ce lucrează? Nu știu. Vlad? Grozav aș vrea să știu. Pe mine mă iertați. Iar dă tărcoale atelierului. O trimit pe Cristina, da? Bine. Ce v-au spus băieții? Numai minciuni, nu-i așa? Uitați-vă la ea ce palidă e. Puiu, mami, fetița mea, ce-i cu tine? Vreți să-mi vorbiți? Da. Am auzit că ai fost cam bolnavă. Două zile. Acum mi-a trecut. Îl iubești pe Toma? Atunci totul e bine. N-am să mă mărit niciodată cu Toma. Ascultă, Cristina. Ție ți-a intrat în cap că Man s-a îndrăgostit de tine și că prăbușirea lui se datorește întâmplării din seara aceea. E bine, totul nu e decât o invenție a capului tău de adolescentă. Ce bine ar fi să fie așa. Se amuza doar. Credeți? Nu mă măciți? Mi-a mărturisit-o, spunându-mi că mă iubești. E? Acum te-ai liniștit? Nu vă supărați, dar eu nu pot să vă cred. Mi-a spus, tu ești viața. Așa mi-a spus. Glumea, fetițo. Glumea. Auziți? Parcă ar bate cuie într-un sicriu. Auziți? Eu nu mai pot să-l aud așa, înțelegeți? Nu mai pot să-l aud așa, nu mai pot. Trebuie să-i vorbesc, trebuie să-i vorbesc acum.
așa de schimbat și de trist. Ce cauți tu aici? Am venit să vă spun că n-o să îl mai văd niciodată pe Toma. Și că o să fac tot ce doriți. Te-ai hotărât și tu să te sacrifici. Parcă era vorba să-mi pozezi. Ia urcă acolo. Hai, urcă. Dezbracă-te. Dezbracă-te. Dă-te jos. Hai. Scoate-ți gărgăunii din cap și șterge-o. Acum îmi dau seama că am fost îngrozitor de nerușinată și de caragioasă. Mai ești aici? Nu. Da. Toma. Toma! Toma! Vezi, Manole, a venit și toamna. Mă lasă puterile, tată. Mai ai lapte? Da, maică. I-am scos pielița. Da, e bun. Le-ai lăsat și lor? Care lor? Bătrânilor, părinților. Doamne, Manole. Doar îs morți. Azi m-au întrebat de Mitruț. Care Mitruț? Mitruț, Motanu. Da, da. Oamenii ar spune că te-ai rămânit. Da. Poate m-am ramolit. Așa e când te pregătești de călătoria cea mare. Ești plecat pe jumătate. Du-te la culcare. Mă duc, mă duc. Noapte bună. Ia n-auzi. Mai cântă privighetoarea. Bată-te norocul să te bată. Pasăre măiastră. Ce vrajă a pus cel de sus în gâdlejul tău. Pasări, lăutari, păsărele mii și stele făclii. Știi ce cred eu, Manole? Că toată lumea asta e o taină a nunții. Se cunună întunericul cu lumina, răul cu binele și mereu, mereu neostoite se ivesc zorile. Care zori? Zorile, zorile, surorile. Auzi? N-aud. Nici broaștele nu le auzi cum o răcăie, nici copacii cum foșnesc. Doamne, că mare și frumoasă e grădina vieții. Grădina vieții. Să o văd. N-am să o pot termina. Dar e gata, tată. Orice adaos ar tina-o. E o operă strivitoare. Ciudat.
Nu mi-am dat seama că am terminat-o. Abia acum înțeleg de ce spuneai că nu știu nimic despre tenebră. Nu mă așteptam să aud asta din gura ta. Ea mă constrânge. E... negație palpabilă. E însăși... moartea. Atunci n-am făcut-o eu. Dar cine? Frica mea. Acum... frica nu mai e în mine. Ci aici. În piatră. Moartea. Ce vrei să facem? Tată! Ți-e rău? Nitroderma. Nu găsesc. Unde e? Vezi în casă. Maestre, am venit să vă spun. Cristina, numai pe dumneavoastră vă iubește, vă adoră, vă divinizează. Codoașă. Mie îmi spuneți asta. Mie, femeie, văduvă și cinstită? Codoașă! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Să fii oare cu adevărat? Să mă ia domnul dacă n-a fost așa. Dar ce ai văzut? Era un om... parcă de-abia ieșit din piatră. Și se uita la mine atât de spăimos, când m-am uitat în spate să văd dacă nu e cineva. Zău, tu? Ia-uzi, tu, drace! Nu v-am spus eu, a nebunit cioplitor. Dar cine era omul acela? Nu știu, moartea. Sau poate altceva. Statuia asta anulează opera de viața tatei. Totuși, opera e genială, Toma. Genială. Ieri mi-a vorbit așa de blând, mamă. Tace și surâde tot timpul. De ce? Gheorghe, tu știi de ce? În curând se face ziua. Nu, nu. Toate crizele astea, orice emoție, orice agitație, cât de mică, îi pot fi fatale. E bine să o știți. I-am spus-o și lui. Și vă rog, nicio emoție. V-am chemat. A venit și Vlad. Nu-l vezi, Man. E în fața ta. A, da. Adevărat. Tata, n-ar fi mai bine să te culci. Ți-e frig, Man? Puțin mi-e frig. Vă rog, nu mă întrerupeți.
Mă adun atât de greu și... Ada. Trebuie să distrug statuia. Ar fi o crimă, tată. Nu. Ea e o crimă. Vlad, ți-o cer. Nu pot. Vlad. Nu pot. Trebuie. Arta este biruința omului asupra haosului și mă, nu... Mă, te implor, nu te obosi. Toma, tu ești mai lucid, mai sănătos. Nu pot. Lașilor. Man. Lașilor. Nu lăsați să sinucide. Nu te amesteca. Știe el ce face. Mă duc eu, tata. Gata, tată. Nu încă. Hai. Hai, nu mai zăbăvi. Trebuie să dau măcar o lovitură de daltă zburătorului. Să-l las început. Să știi că eu... am iubit întotdeauna. Da, da. Sunt aici, Manole. Uite-o, Manole. Dada e lângă tine. Nu-ți fie teamă. De ce să-mi fie teamă? Soarele și luna. Nu-i așa? Așa e, Manole. Așa e. Că la nunta mea a căzut o stea. Soarele și luna m-au ținut cununa. Și-am avut nuntaj, brazi și părtinaj, preoți, munții mari, pasări lăudari, păsările mii și stele.